Nu cu mult timp în urmă, Elon Musk a anunțat pe Twitter că Tesla va renunța la plata cu Bitcoin pentru achiziționarea de mașini electrice. Motivul invocat este că mineritul de Bitcoin este mult prea poluant pentru planetă și evident că piața a reacționat, scăzând dramatic după acest anunț. Alt lucru pe care piața l-a realizat însă este că în același anunț Elon Musk spunea că Tesla vede un potențial în criptomonede și că el împreună cu compania sa Tesla iau în considerare plata cu alte criptomonede, criptomonede care sunt mult mai puțin poluante decât Bitcoin. Astăzi vedem împreună top 3 criptomonede cu care într-un viitor apropiat ai putea să-ți cumperi o Tesla. Într-o ordine complet aleatorie, începem cu Elrond. Elrond este primul protocol din lume care este la fel de rar ca Bitcoin-ul, oferă posibilitatea de a crea smart contracturi mai eficiente decât Ethereum și are o viteză de procesare a tranzacțiilor comparabilă cu cea a rețelelor Mastercard și Visa. Și dacă cumva asta sună prea bine ca să fie adevărat, Elrond face toate astea cu doar o fracție din energia consumată de către mineritul de Bitcoin. Ei fac asta datorită faptului că protocolul se bazează pe un mecanism de consens proof of stake, dar nu am să vă plictisesc în seara asta cu detalii tehnice, promit să fac asta într-un alt video. Acum, hai să vedem ce zice Benjamin Mincu despre asta, pentru că și el crede că Elrond este o soluție pentru Tesla. Și mai mult decât atât, Benjamin Mincu credea asta încă din ianuarie 2021, când el a pregătit un mega thread pe Twitter, explicându-i lui Elon Musk exact lucrurile astea. Benjamin Mincu spune că Elrond a fost conceput de la bun început să fie high bandwidth, low latency, adică să suporte un număr mare de tranzacții pe secundă. De 36.000 de ori mai puțină energie folosită decât Bitcoin și de 12.000 de ori mai puțină energie folosită decât Ethereum. E timpul pentru un nou sistem financiar scalabil și sustenabil. Ideea e că Elrond livrează zi de zi cod nou, livrează zi de zi îmbunătățiri la protocol și mai mult decât atât, aici, pe la final, după o serie de tweet-uri explicându-i toate astea, Benjamin spunea că ei vor să creeze un sistem financiar descentralizat și accesibil tuturor. Toate lucrurile astea mă fac să cred că Elrond cu moneda lor EGLD ar putea într-un viitor să faciliteze cumpărarea de mașini electrice de la Tesla. De ce nu? Trecând mai departe, vreau să zic că Elrond nu încearcă să fie un Ethereum killer, cel puțin asta afirmă Benjamin Mincu. Ei vor să supraviețuiască alături de Ethereum și Bitcoin. Dar știți cine încă de la bun început au zis că rolul lor, scopul lor este să atace ecosistemul Ethereum? E bine, dacă nu ați ghicit până acum, mă refer la cei de la Cardano și moneda lor ADA. Astăzi a circulat o glumă pe Twitter și aceea că, deși toată piața este în roșu și toate monedele scad în preț ca reacție la tweet-ul lui Elon Musk, nimeni nu i-a anunțat și pe cei de la Cardano care astăzi au făcut un all-time high. Toată piața este minus 10, minus 13%, pe când Cardano este plus 10-11%. Credeți că e vreo coincidență? Eu nu cred. Alături de Benjamin Mincu, cei de la Cardano Foundation i-au răspuns și ei lui Elon Musk, dându-i nenumărate motive pentru care el ar trebui să se uite peste acel proiect. La fel ca și Elrond, Cardano rulează pe un blockchain de tip proof of stake, consumând aproape zero energie în comparație cu Bitcoin. Cardano a luat naștere, după spusele lor, ca o reacție asupra celor de la Ethereum, care au fost incapabili să se țină de promisiuni și aceea că trebuiau să tranzacționeze cât mai repede către un protocol de tip proof of stake. Promisiuni făcute de către cei de la Ethereum încă din 2015, iar Ethereum 2.0 nu este gata nici astăzi. Așa că unul din cofondatorii Ethereum a plecat de la fundația Ethereum și și-a făcut propriul lui blockchain. Acest nou blockchain Cardano cu moneda sa ADA încearcă să aducă la viață tot ceea ce încearcă Ethereum 2.0 să aducă astăzi în piață, însă o fac de la zero. Ce înseamnă asta? Din punctul meu de vedere, ca și programator, e mult mai greu să modifici ceva, să modifici un cod care e deja scris, cum încearcă Ethereum să se schimbe de la Ethereum la Ethereum 2.0, decât să scrii ceva de la început, cum fac cei de la Cardano. Problema e că Cardano nu prea are nimica funcțional încă. De-abia acum, în mai 2021, ei integrează smart contracts. Iar dacă reușesc să facă asta înainte de Ethereum 2.0, vă asigur că potențialul e imens. Ce înseamnă asta și ce legătură are asta cu Elon Musk și Tesla? Cardano e unul din blockchain-urile care încă de la bun început au plecat cu viziunea de a crea un blockchain stabil, scalabil și care consumă foarte puțin energie, exact ceea ce Elon Musk își dorește.
Proiectul numărul 3 pe care vreau să-l menționez este Ripple cu moneda sa XRP. Motivul pentru care XRP a fost creat este acela de a fi o alternativă mai rapidă, mai eficientă, mai ieftină, mai scalabilă decât platformele deja existente pe sistemul financiar curent, cum ar fi SWIFT. Mai mult ca sigur ați auzit de platforma SWIFT dacă ați făcut vreodată un transfer bancar. Spre deosebire de Cardano, cei de la Ripple cu XRP nu se bat direct cu Ethereum, XRP se bate direct cu competiția actuală. Transferuri bancare aproape instante. Nu contează banca, nu contează țara de unde transferi, asta vrea Ripple să facă. Acum, Ripple trece printr-un proces destul de greu, destul de sever, pe care eu zic că e posibil să-l câștigi, dar asta e ok, e un subiect pentru alt video. Probabil de asta nu vedem pe Twitter niciun tweet de la Ripple Labs explicându-lui Elon Musk de ce XRP ar fi soluția pentru problema lui la Bitcoin, însă vă spun eu că ar putea fi. XRP nu consumă deloc energie ca să mineze criptomonedele, toate criptomonedele au fost deja preminate. Spre deosebire de Bitcoin, care estimativ consumă aproximativ 120 de teravați oră anual, XRP consumă 0,01 teravați oră pe an. O diferență destul de mare din punctul meu de vedere. Acum, va accepta Tesla plata cu XRP pentru o mașină electrică? Dacă cei de la Ripple Labs trec peste procesul cu cei de la Comisia de Securități din SUA, atunci mai mult ca sigur XRP va fi folosit pentru transferuri interbancare. Acum voi decideți dacă plătiți cu cardul sau faceți un transfer interbancar când urmează să vă cumpărați o Tesla. Cu Bitcoin sigur nu o să puteți plăti. Dar cine știe, poate o să puteți plăti cu Dogecoin, așa cum aproape 80% din următorii lui Elon Musk și-ar dori. Nu o să se întâmple prea curând asta. Eu am fost Radu, astea au fost top 3 proiecte la care Tesla ar trebui să arunce un ochi din punctul meu de vedere. Până data viitoare, lăsați un like și abonați-vă la canal.